Marea Meme Mare, o compilație mare de meme-uri de la mine cât și de la alți creatori de conținut, iar ăsta este episodul 7. Dar hai să trecem prin cele mai basic reguli din seria asta în cazul în care le-ați uitat. Prima regulă, dacă vă place episodul și se strâng 100.000 de like-uri la clip, sunt obligat să fac următorul episod în 30 de zile de când s-a făcut numărul de like-uri. Mai mult sau mai puțin. A doua regulă, puteți scrie în comentarii minutul și secunda de la cel mai bun meme din episodul ăsta, cel mai amuzant, sau chiar puteți face o provocare de încearcă să nu râzi challenge, iar în comentarii să scrii minutul și secunda de la momentul care te-a făcut să pierzi. În fiecare episod trebuie să fie cel mai bun meme, cel mai menționat. A treia regulă, dacă vă place un meme în mod special, mergeți să susțineți creatorul din watermark cu un follow sau subscribe. A da, din nou, mulțumesc creatorilor de conținut care au reacționat la ultimul episod, au și niște faze amuzante, așa că să-i dăm drumul la episodul 7. Cuvinte românești pe care lumea le pronunță greșit. Dacă n-am posibilitate. De ce oamenii folosesc atâta oloi? Am ca aș vrea și eu să-mi pun și eu mintea la contribuție. Bun, sunt și ambițios. Haideți că de data asta l-am prins și pe Rava. Ce faci, domnul, cum ești? De dracu, am terminat show. Noi de data asta facem cât costă outfit-ul tău și vreau să știu cât costă toate piesele de pe tine. Bă, tricoul ăsta e de la Paris, fratele meu, făcut pentru mine, vreo 15 bete. Bă, blugii, Red House, 25 de bete, cureaua, 300 de euro, și Jordanii ăștia, nu știu, 1200 pe acolo. Alege hamburger, McPuișor sau McToast cu suc sau cartofi la 5,5 lei. Dar nu mai e ca atunci, vreau ca atunci, nu mai e ca atunci. S-au dus la gunoi vremurile, ok? Ne bucurăm de momentele astea și gen, hai. Nu e corect, bă, după ce că e pahar, după ce că e greu. Bă, că-ți da fătus Dumnezeu, mă, dacă mă sucă, fac și scrivă. De ce mă enervez? De ce? Doar ce mi-am dat două piercinguri în ureche noi. Piercingul în limbă. Îmi dau din nou piercing singur în ureche de... Eu îmi pun piercing în cioacă. Am doar codeină, domn... Ăla să-mi pună inel în cioacă. Și coca în ADN. Dom, yes, știp, bine, mersi! Cu plăcere! Îmi dai și o linie! Regret, am doar una! Nici o problemă! Nu mă supără dacă o împărți! Face full zile, ia în zile, vinde ianchile, bag patru pastile, diseară o ardem pe șmecherii! Bună seara! Bună seara, dragii mei! Bună seara, să rămână! Se zice, bonsoir, mes enfants! Comment ça va, mi-l sugeți! 3, 2, 1... Succes, dragilor! Cântă! E curcan cu aer? Că parcă e prea mare! Nu e băi, ești nebun! Da. E pui, e pui! Bă, băie, de ciunță! Bă, nu pune bă carnea, bă, n-auzi! Băi, trebuie să ia, nu ai scăpat în veciuri, că e așa șubret! Stați-mă, fraților, dar nu poți! Bă, nu poți! Bă, cu tine nu se poate, mă, cu tine nu se poate! Bă, bucătarule de duminică, bă! Bă, nu mă înțeleg cu tine deloc! Băi, uite-te la mine! Bă, nu înțelegi să moară, m***a lui! Bă! Rupându-o. Eu n-am vorbit urât în viața mea. Deci, de când sunt eu pe YouTube, n-am vorbit niciodată urât. Să-ți iau morții în pul! La, 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 la. Ce se întâmplă dacă tragi cocaină? Dă funcționarea corpului uman. Vă invit chiar acum la o lecție de anatomie. Tema de astăzi este gaură. Adică
o gaură adâncă. Andoar Codeină. Vreau să știu care e cea mai adâncă gaură. Andoar Codeină. Eu nu mă droghez, eu nu promovez droguri, eu nu trag droguri, eu nu sunt drogați ale frații mei. În afară de o pasăre, ce vietate iese dintr-un ou? Un câine? La ce te uiți prima oară la un băiat? La față sau la cor? La Adidas. Oh my God, no way! Pare extrem de obositor. Hai să zicem și-am mai luat cancel încă un om pe internet. Hei, ia stați așa că avem un intrus. Bă, ce cauți aici? Avem un intrus negru. Sunt rasist, deci să nu mă înjurați, dar... Aha, recunoscut! Gata. Te dau un judecat. Piciorul ca să fie ușor flexat. Aha, să aha. Deci, să fie cam așa. Să fie... Începem? Aolo, e exact ca la sex aici, știi, bă, dragi. Ia uite-mă. Știți, eu chiar sunt supărat pe Rovion. Vreau să vă arăt de ce. Niciodată în viața mea nu m-a pus nicăieri, mă. 0,5 secunde să mă pună și pe mine într-un mim. Bă, voi știți care are dreptate? Ia să-l băgăm pe Teo într-un mim. De mult, pe un tărâm îndepărtat, eu acum, maestrul metamorfozei și întunericului, am deslănțuit un rău îngrozitor, dar un luptător samurai cu coaie mari, agitând o sabie magică, veni să mi se opună! Pup, sahetak, hai! Oh, șerefe! Termisex! Scoală! Încă o bere și mai stau. Prima mea melodie produsă, cum o sună. Dar ai vândut-o, parcă pe internet. Nu știu ce jucători sunt la România aici, dar hai să vedem. Sunt cu Bazar. Bine mă, bă, cine mă portarul ăla? Pantelimon, cum îl cheamă? Ia ea? Genia. Acum, o jucăm frumos cu Fandone. Bine mă, cipciule. Chirchireș. În următoarele 3 secunde o să-ți deblochez o amintire pe care nu credeai că o mai ai, fiat. Seara felicitării, omul meciului în această seară. Cum ai gândit acea fază de a-i tras la poartă? Am tras la poartă, n-a dat nimeni gol de-astea. Dar altceva nu aveam ce să facem. Dar chiar, de ce nu încerci să tragi mai mult la poartă? Faza e că în timp ce zboară mingea în aer, poate lovi altcineva și schimbă traiectoria. Bă, fără de-astea mârlanilor! Acum mi-e relaxez ușor cioaca, pentru că a fost o zi grea, într-adevăr. Bună seara, Cristi, felicitări pentru titlul de omul meciului. Salut la toată lumea, numele meu este Cristiano Ronaldo și bine v-am găsit aici. Cum a fost în fața unei asemenea atmosfere? Șmecher, n-ai cum. Tinerii tăi colegi, despre care spuneai că sunt foarte talentați, nu erau. Eu fac totul. Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Five Nights at Freddy's. Aici la noi în România. Hai! Ăsta a fost episodul 7 din Marea Memare, în același timp și primul clip de anul ăsta. Am zis să începem bine. Clipul era deja destul de așteptat, acum sper că v-a plăcut și a meritat așteptarea. Acum mă apuc să citesc comentariile să văd ce meme-uri v-au plăcut. În rest, mă găsiți pe Insta, deci follow și acolo. Ce-i zoșare?